fac masterclass-urile ca să nu fie monolog. Așa că pregătiți astăzi, o să discutăm. Tema astăzi, noi am spus că o să vorbim anume despre tranzacționarea petrolului în perioada de criză și sunt sigură că și voi aveți multe informații legate de situația creată, da? Așa. Ceva pe fundal o să fie. Așa, nu vreau. Este. Așa. Cum credeți despre ce astăzi este vorba? Nici mă bucur să vă văd. Legat cu așa, ceea ce vorbim noi astăzi este despre conflictul dintre Iran și dintre, bine, că nu era vorba de Iran inițial, da, era vorba despre Israel și Palestina, dar Pakistanul, uitați-vă, știm foarte bine cum influențează prețurile petrolului și gazelor naturale situația geopolitică. Noi am văzut asta foarte bine când s-a întâmplat războiul, când a început războiul la vecinii noștri. Am simțit-o pe pielea proprie. Cineva atunci a profitat, dar cineva a avut de pierdut. Și noi știm foarte bine că în oricare criză, cineva plânge, cineva vinde batiste, da? Noi alegem de partea cui suntem. De aceea am zis că ar fi păcat ca noi să scăpăm așa oportunitate. Eu nu știu dacă voi tranzacționează cineva dintre dumneavoastră pe petrolul, gazul natural. Cine a prins mișcarea pe gaz natural? Scurt. Da, puțin. Așa, nu ne-am învățat să tranzacționăm pe termen lung, da? N-avem răbdare. Nu, eu am mulți traderi care s-au bucurat acum de profiturile pe gaze și mă gândeam că și dumneavoastră o să spuneți așa și de bine. Așa, dar uitați-vă, se vorbește iarăși despre faptul că o să fie afectată strâmtoarea Osmuz. Nu știu dacă ați auzit, acolo sunt 20% din gaze, să zicem așa, din traficul mondial, legat și de gaze natural lichifiat, dar și de petrol. De aceea, dacă o să fie situația cum a mai fost și cu Marea Roșie, eu sunt sigură că o să avem iarăși explozie la prețuri. Și la gaze naturale, și la petrol. Dacă este să vorbim despre petrol, practic, petrolul din Iran este maxim 3 milioane de baril pe zi extras anume în Iran. Asta este foarte puțin luând în comparație cu consumul mondial și mai ales practic consumatorul principal din Iran este China. 90% din exporturile din Iran se duc în China. Fie legal, fie prin din astea petroliere, fantomă sau cum se numesc ele așa, nelegal, dar oricum toate se duc în China. Respectiv, să zicem că asta ar afecta cumva prețurile mondiale la petrol, nu o să fie explozie într-atât de mare. Pe moment, eu sunt sigură că da, ceva o să fie acolo, un spike, poate o să fie niște vreo 350 de puncte, cum se face de obicei, dar asta nu se ducă la creștere așa cum se vorbește, eu nu știu dacă v-ați văzut, am văzut un articol unde cineva se întreba dacă petrolul o să ajungă la 200 de dolari pe baril. Nu știu de-a vorba cu 100, cum a sfârșitul anul, spune de 100 și nu tot cade. Uitați-vă! Dacă este să vorbim despre rezervele pe care le are OPEC-ul, chiar să luăm, nu că rezervele care sunt folosite zilnic, dar iau și așa un fond de rezervă. Ele sunt 5 milioane de baril pe zi care nu sunt utilizate.
Adică petrol este de ajuns. Nu este cerere. Din cauza asta, nu cresc prețurile așa cum se așteaptă mulți, că o să ajungem și la 200 de dolari pe baril. De asta nu ne așteptăm la explozii foarte mari pe piață, la petrol. Dar traderii folosesc anume, traderii folosesc tranzacționarea intraday și după cum am văzut, nu prea sunt aici traderi din astea care swing, da, pe termen lung, mai mult suntem la calculator, da? De aceea, noi putem să folosim tranzacționarea între nivele sau tranzacționarea, eu o să vă explic așa cum fac eu și apoi să-mi spuneți cum faceți dumneavoastră, poate și eu fără ceva de la voi. Dar luând în calcul că cel mai profitabil instrument de tranzacționat este anume piața energetică, luând în calcul ca spread, ca volatilitate, eu nu cunosc altul mai bun. Era Bitcoinul până nu de mult, bun, dar acum văd că am puțin trader care îl tranzacționează, cel mai mult îl folosesc anume petrolul și gazele naturale. De multe ori am vorbit că gazele naturale în ultima perioadă și a scăzut din volatilitate, de asta noi îl tranzacționăm mai mult pe termen lung, deci l-am luat de la 2 și îl vindem la 3. De făcut, intraday pe el cam nu prea avem mari posibilități zilnic, dar petrol ar fi păcat. De ce eu am decis astăzi să vorbesc anume despre acest instrument? Și dacă ne sunteți aici, eu sunt sigur că vă place și vouă, nu? Sau sunteți toți trader Forex? Sau pe piața de capital? Dar, în general, ce aveți în portofoliu? E bun. Uitați-vă. De multe ori vorbesc că scopul principal în tranzacționare nu trebuie să fie banii. Este un instrument doar. Banii e, cum spune rusul, samo sobai, razumeющееся, dar el este. Dacă noi să ne învățăm să facem abstracție de la asta, atunci noi să avem răbdare și să ținem tranzacția și mai mult timp. Și să o închidem atunci când vedem că nu este în direct, când înțelegem clar că nu este așa cum noi ne-am făcut scenariul, o să, dacă noi suntem detașați, anume de căldura asta emoțională care o legăm noi de bani, pentru că până la urmă e vorba despre emoții, că vreau eu să-mi cumpăr mașina aceea, e vorba despre emoțiile care o să le trăiesc acolo, sau că vreau călătoria dată, este de asemenea vorba despre emoții. Când noi o să ne învățăm că este un business domeniul acesta, atunci o să fie foarte ușor ca să atingem scopurile pe care ne le-am plasat. Deci trebuie să ne învățăm să luăm plăcere din proces. Am deschis tranzacția și știu exact că ea o să se închidă singură, fie în stop loss, fie în take profit. Nu trebuie să stau lângă ea. Dar dacă leg tranzacția dată și nu-mi dau seama că acolo sunt doar niște cifre, dar bani, că iată, și mai ales cum greșeala care am observat-o o fac unii traderi, transformă dolarii ce sau euro care sunt acolo în lei și zic, oh, dar pe aici cumpăram, iată, nu, și din cauza asta nu închid tranzacția în stop loss sau mută stop loss-ul dacă vede că se duce în direcția dată sau dacă observa din potrivă că am văzut că, nu știu, eu spuneam că paradoxal este, dar traderului vine mai greu să țină tranzacția care e pe profit decât așa care e pe minus. Pentru că vede acolo un profit cât de cât și are tentația mai repede să o închidă, ca nu cumva să vină înapoi, da? Din cauza asta și nu prea văd în sală traderi care se tranzacționează pe termen lung. Scoateți deoparte, nu știu, emoțiile din tranzacționare, anume când sunt doar niște cifre, nu bani. Banii e bine. Aduc, ba nu! Hai, nu mă strâniți! Banii aduc fericirea. Uitați-vă, hai să nu, două minute, ne detașăm un pic de la temă. Banii nu aduc fericirea în sine, da, zicem așa. Dar dacă nu vorbim anume despre emoțiile noastre personale, atât de exemplu, nu știu, părinții,
când ați trimis părinții la un sanatoriu, de exemplu, sau, nu știu, soția la spa, sau, nu știu, copiii într-o vacanță, sau orice, ce, fiecare are plăcerile proprii și fiecare are căldura lui emoțional legată de bani. Așa că banii poate să aduc fericire. Nu știu, mie mai mare fericire mi-aduce atunci când trimit pe mama la sanatoriu decât aș face ceva pentru mine propriu. Pentru că pentru mine asta, nu știu, parcă e obligație deja ceea ce sunt acolo. Pentru mine sunt plăceri cursurile care le cum pentru dezvoltare personală. Dar când faci o plăcere celor apropiați, parcă e mai aproape, da? Bun. Ne-am înțeles. Deci avem plăcerea de a tranzacționa exact cum bucătarul cel are plăcerea să facă bucatele, cum oricare domeniu îl facem cu drag, pentru că l-am ales, îmi place ceea ce fac. Așa și în domeniul tranzacționării. Nu legăm de bani, vă rog, pentru că la muncă nu ne ducem bine, ne ducem pentru bani, să zic așa. Dar eu, de exemplu, astăzi aici sunt că îmi place să vă văd, că îmi place să mă împart cu experiența proprie și tare mult o să mă bucur dacă o să vă împărțesc și dumneavoastră, pentru că trebuie să facem schimb. Poftim? Schimb de energie. Și astăzi sunt sigur, chiar de aici bani nu-s. E doar căldură emoțională, este doar energie, așa că lăsăm banii într-o parte. Trebuie să primim plăcere din ceea ce facem. Așa. Bun, deci am vorbit despre faptul că este important să vedem analiza fundamentală ca să putem tranzacționa petrolul și gazele naturale. Dar, cred că cunoașteți că eu sunt un tehnician și m-am convins nu odată că prețul include tot. Și dacă analizăm bine graficele, atunci o să vă explic acum. Legat de conflictul care noi îl simțim acum, dacă s-ar înteți, pentru că în ultima perioadă cam se vorbește despre faptul că nici Israelul nu are intenția ca să-l mărească și nici Iranul nu prea vrea, pentru că asta ar porni chiar și să zicem așa, nu introduce, dar cumva ar apărea și Statele Unite în conflictul acesta și s-ar înfla mult mai rapid. Dar anume blocajul strâmtării Hormuz, care spuneam, ar putea duce la fluctuații pe piața energetică. Și noi ar trebui să urmărim anume chestia asta. Eu, de exemplu, am ratat și am avut și un stop loss când a fost atacul cu Iran. Eu am scuză. Eu acum sunt cineva care mă sustrage de la noutăți. Dar eu nu știu ce canale folosiți pentru a fi permanent la curent cu noutățile. Pentru că dacă ar fi așa, noi să fim analiști, dar trebuie să stăm toată ziua doar pe canale de știri și așa. Sunt foarte multe canale pe Telegram care adună sursele într-unul singur. Dumneavoastră, ce canale folosiți? Pentru că ar fi bine să avem unul singur și să ne aducă informații legate anume de petrol și de gaze, cumva structurat. Pentru că să nu pierdem foarte mult timp pentru a aduna informații. Acel care l-a pus doamna Olga. Îl are toți îl aveți. Canalul de Telegram este domn Dumitru, nu-l aveți, da? Să-mi scrieți să vă fac legătură. Și nu să nu-l aveți, da? Și dumneavoastră. Îmi scrieți și vă fac. În chatul de trader începător, doamna Olga a transmis informația și probabil că a fost și la webinar când am fost prezentă, când doamna Olga, da? Ea a menționat despre asta. Este un canal dezvoltat despre anume de compania noastră, se ocupă doamna Elena Rusu de el și mai avem și niște analiști din Ucraina care împreună fac analiza zilnică.